Bună ziua, lume dragă! La noi, pot să zic că a venit vara, nu primăvara. Așa de cald e de vreo două zile. Așa că am venit să fac un pic de ordine în grădină, de fapt la pom. Am început să tund pomii. De la altă ori, sper că ajutorul Domnului să termine astăzi, că dacă mai ține, Domnul căldură așa imediat îmi muguresc și o să-mi florească foarte repede. Așa că, la treabă, găinuțele mele, așa că ori primit și ele desertul, că mâncarea ori primit-o deja. Aici am un pom de păr micuț. Cred că s-a uscat ăla mai mare și-o dat un pui. Așa că nu-i mare lucru. Are în vârf o măturiță aici. Asta trebuie tăiată ca să se dezvolte. Așa. Și gata. La ăsta nu-i mare lucru. Să vedem la ăsta la alt. Uite aici. Are ceva crenguțe pe aici, care trebuie luate jos. Așa. Așa. Tăiem și vârfurile. Așa, la acolo sus, nu se mai pot filma. Hei. Așa. Așa, mai am un rând și jumătate, ăștia sunt mai micuți, o să meargă mai repede, restul i-am tăiat, i-am tuns, i-am frezat. N-am ajuns la enalt în vârf, îmi trebuie scară, dar no. Hai vedem noi. Uite ce e aici, după mișorul înnecat în vârf. Uite aici. Aici e un persic. Persicii de obicei nu trăiesc mulți ani și multe crengi are uscate. Deja am tăiat o parte din ele. Așa că mai un pic. Nu știu dacă se vede. Așa.
Mândrule, ce faci aici? Așa. Tot ce e uscat, trebuie să dăm jos. Și ce e în plus? Ui, și aici alt persic, mai tânăr, care are o mulțime de crengi în plus, care trebuie să le dăm jos. Wow! Wow! Și curățat, uite, și buriene, ce să zic. Ia că am și ajutor aici. Astea trebuie toate luate jos, trebuie să încerc cu foarte colomare și asta. Uitați-vă. Așa că toate crengutele astea în plus trebuie luate jos, că ia din puterea copacului și nu se mai dezvoltă. Că învățăm să curățăm și copaci. Așa. Mie îmi place. Nu e problema, asta e uscat. O să-i fac frizura cu cleștele ăla mare, cu ăsta, dar nu pot să și filmez cu o mână și cu una cu ăla. No, cui făcui freza și la ăsta? Ce frumos arată acum! Așa. Ca și oamenii care se îngrijesc, arată bine, care nu. Mai trebuie să săpăm la rădăcină, dar asta în altă zi. Aici sunt ploi tare multe. Anul trecut o ploua tare, tare mult și nici n-am apucat. N-apuci să termin dezmulți până când crește iar. Dar totuși, uite aici, prăpăd și la ăsta, o să-i fac freza și o să-l curăț. Da, acum se vede că este un copăcel aici. L-am curățat la rădăcină, așa că o să-i facem freza acum, să fie frumos și să aducă roade. Așa. Asta e uscată cu foarte cola mai mare. Treabă. Tot ce e în plus trebuie dat jos. Nu. Ia că așa arată. După ce l-am frezat și un pic curățat la rădăcină. Nice. Ha? No, așa că cu ajutorul Domnului terminai de curățat pomii. Păi înalți n-am ajuns eu în vârf, dar nu știu dacă o să mai apuc să pun o scară, dacă nu mă muguresc să ajung și sus, dar nu, că e o scară mică și nu știu. Așa că acum începe lucru în fiecare zi afară, dacă Domnul ține cu vreme bună
Și nu mai vine zăpadă, că săptămâna trecută am avut furtună de zăpadă, o fi scolit. Și uite acum ce frumos. No. Pe astăzi, la revedere și Domnul să vă binecuvinteze pe toți, cu tot ceea ce aveți nevoie. Bye, bye!